Ajungem la un personaj mult prea tare. Un personaj despre care în seara aceasta vom descoperi împreună de ce a dispărut. E vorba de Cosmin Mladin. Cel care este recunoscut în zonă ca fiind sau încearcă să-și asume, cel puțin ca fiind cel mai mare traficant de țigări din Arad. S-a lăudat că într-un an a reușit să câștige 3 milioane de euro din traficul de țigări. 800 de mii ar fi fost dați mai departe pentru asigurarea licenței. E bine, în 2019 au fost făcute percheziții în locuința lui într-un dosar de trafic de țigări. Tânărul de 30 de ani a fost ridicat și liberat apoi pentru că polițiștii nu au găsit nimic suspect. Surse susțin că Mladin ar avea înregistrări video cu mai mulți oameni influenți din Arad care ar fi primit bani din contrabanda cu țigări. Sediul firmei lui Mladin, la care polițiștii au descins în 2019, a fost dărâmat. Acolo e șantier acum. Surse susțin că Mladin nu a mai fost văzut de sâmbătă. A dispărut pur și simplu după ce a avut loc atentatul. Foarte important este că acest Cosmin Mladin este patronul firmei de transport, căruia îi aparține tirul cu țigări de contrabandă oprit de către poliție înainte de acest atentat. Repet, foarte important, tirul plin cu țigări, pe care îl vedeți acum în imagine, este oprit. Șoferul fuge, este prins în această seară, primește 30 de zile, dar șeful său, Cosmin Mladin, este cel care a dispărut de sâmbătă dimineață. Asta nu înseamnă neapărat că este implicat în atentat, asta poate să însemne multe, poate să însemne inclusiv faptul că a primit un mesaj. A primit un mesaj el sau a dat un mesaj. E dispărut, iar în această seară veți auzi lucruri foarte interesante despre el. O jurnalistă de investigații ne dă lucruri mult, mult prea interesante. Și înainte de a începe discuția, vă mai ofer un singur lucru. Repet, personajul acesta cheie foarte important în toată ecuația. Mai e un lucru foarte important înainte de a merge la marile dezvăluiri. Istoricul. Întotdeauna când încerci să înțelegi o persoană, încerci să înțelegi o grupare, încerci să înțelegi o zonă, încerci să înțelegi niște rețele. Hai să vedem cum acționează el. În 2019, în Arad, au mai sărit în aer 3 mașini, nu cu explozibil, și li s-a dat foc. Adjunctul șefului poliției, un judecător și un domn bine, despre care se spune că avea legătură cu traficul de țigări. Mașinile lor sunt pur și simplu incendiate și la momentul respectiv, sigur că a fost o știre de presă. O revedem. Aceasta este mașina adjunctului șefului poliției. Îi se dă foc, vedeți, cam ce amploare a avut acel incendiu. Adjunctul șefului poliției primește acest mesaj. La momentul respectiv s-a spus că se face o anchetă, nu s-a mai întâmplat nimic, nu s-a mai aflat nimic. Deci, trei mașini incendiate. Mașina șefului poliției, mașina unui judecător și mașina unui domn despre care se spune că ar fi avut legătură cu aceste rețele. Aș vrea să vedem acel material și apoi începem marile dezvăluiri. Cele trei mașini au fost incendiate în timpul nopții după același mod de operare și toate au ars în totalitate. Unul dintre autoturisme îi aparține lui Cătălin Șuteu, un antrenor de fitness din Arad. Aș fi curios să vedem cine împartă sâmbetele. Acum, ai primit ceva telefoane de amenințare înainte? Nu. Deci cred eu de-aia mă mir că nu știu de la ce s-a întâmplat. Deci pur și simplu ars mașina. Dintr-o dată te trezești noaptea, tu spui capul pe perină, liniști și la un moment dat îți ia foc mașina. Imediat după izbucnirea incendiului, camerele de supraveghere din zonă au surprins trei persoane care se îndepărtează de parcare. După două minute s-a văzut reflexia pe mașina aia. S-a văzut așa reflexia cum a luat foc și în momentul ăla toți cei trei indivizi au luat la foc înapoi spre căi. Cum erau flăcările? Foarte mari. Indicii puse cap la cap scot la lumină un fenomen periculos. S-a stabilit în urma cercetării cauza probabilă folosirea cu intenție a sursei de aprindere în vederea generării sau producerii incendiului. Polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere, existând un cerc de persoane bănuite. Seria incendiilor a început în urmă cu 5 zile când autoturismul unui comisar șef, fostul adjunct al IPJ Arad, a fost cuprins de flăcări. Mașina era parcată în fața casei polițistului. După două zile, a ars și bolidul de lux al unui bărbat cunoscut ca având legături cu traficanții de țigări. Focul s-a extins și la alte mașini din apropiere. Mi se pare că suntem ca în junglă.
credeți? Deci vreau să ne gândim ca și în Statele Unite, să ne luăm arme, să ne apărăm. Polițiștii nu au identificat încă atacatorii. Nu excludă să o legătură între cele trei incidente. La mijloc ar putea fi o reglare de conturi între grupările de interlopi din Arad.